Pe principiul unde smulți puterea crește, guvernanții s-au gândit că fermierii au șanse mai mari să se modernizeze dacă își unesc forțele. Pașii sunt simpli, se asociază, după care depun cerere către autoritatea finanțatoare. Această cerere va fi analizată, se va aproba cererea și vor primi finanțarea pentru utilajele agricole solicitate. Iar în România se știe că avem peste 800.000 de fermieri care au între 1 și 4 hectare, când nu se poate face nici producție foarte rentabilă. S-a luat în considerare o sumă a unui utilaj celui mai scump, cum ar fi un utilaj de recoltat sfeclă de zahăr, care e în jur de 500.000 de euro. Pe baza acestuia se va face un calcul estimativ și se va asigura, se va calcula o sumă care va fi alocată pentru acest program. O combină costă cel puțin 40.000 de euro, iar un tractor performant este și mai scump. Dacă programul devine funcțional, statul ar acoperi fermierilor 50% din prețul mașinilor. Un motocultor. Îmi fac treaba foarte bine cu el, adică mă scutește decât să plătesc un om la sapă care nu prea îi găsești, că mai mult stăpă la cârciun pe la... Îmi fac treaba eu pe mine familie. M-am gândit să accesez și fondurile europene, dar nu vreau. Vreau tot pe munca mea, adică strâng, iau. Am veri în sat, veri primari care au utilaje și fac lucrurile cu ei. Ei au luat prin fonduri, prin astea. Eu mă ocup cu legume. Grădina o iric cu apă din fântână. Deci acea apă din fântână trebuie să o scoți cu motopompă pe benzină, da? Și benzina costă. Bine, acum s-a ieftinit. Dar lucrările, ce să mai, la agricultura e grea.